Vin tot mai multe semnale că profesorii refuză să predea online, spune ministrul Educației Monica Anisie. Problema nu este nouă, iar părinții și elevii au făcut reclamații de când au trecut în sistem online. S-au făcut și inspecții, însă nimeni nu a fost sancționat până acum. La nivel național, numărul elevilor care învață de acasă a ajuns la 1 milion. În cadrul Ministerului Educației vin tot mai dese semnale de la părinți și elevi că nu se desfășoară aceste activități didactice în sistem online. Ministrul recunoaște public un fapt sesizat de elevi și părinți de la începutul anului școlar. În consecință, Monica Anisie a cerut intensificarea inspecțiilor la orele virtuale. Deocamdată nu are însă rezultatele controalelor. Acest lucru ar trebui să știe inspectoratele școlare. Discuția a fost preluată de un secretar de stat. Până în momentul de față nu avem informații că vreun profesor nu ar fi fost plătit. Cu siguranță interes eu. Ne-am spus asta în primele luni de școală, am tot spus, chiar ne gândim prea școli, am tot spus că e foarte, foarte interes eu pentru luarea deciziilor. Ministerul nu a găsit o soluție nici pentru teze. O variantă luată în calcul ar fi înlocuirea lor cu o simplă evaluare. Am solicitat să nu se renunțe la aceste teze. Ar trebui să facem o vină celor din minister, pentru că, în mod normal, am fi trebuit să cunoaștem efectiv procedura și modalitatea în acest moment. Dacă se renunță la teză, profesorii ar avea libertatea să stabilească ce fel de metodă folosesc. Ar putea fi eseuri, evaluare orală sau teste online, prin aplicații. Dacă nu ai tabletă, nu ai calculator, nu ai internet, nu ai cum să susții o evaluare în format digital. Reprezentanții Ministerului Educației au luat totuși o decizie în ceea ce privește organizarea competițiilor școlare. Au decis să le suspende pe toate, indiferent dacă unele puteau fi trecute în online. Să organizezi doar unele olimpiade este o discriminare, au transmis oficialii. 1 milion de elevi învață în acest moment exclusiv de acasă. În cele 8 luni de la debutul pandemiei au fost distribuite doar 43.000 de tablete, din cele 250.000 promise de autorități. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.